Acest program informativ este destinat inclusiv pentru persoanele cu deficiențe auditive și de vedere. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Eugenia Sârbu și vă prezint știrile. Din 7 mai, purtarea măștilor de protecție a devenit obligatorie în spațiile închise din Chișinău. Ce-i drept, la Nisporeni nu este aplicată această măsură. Chiar și așa, unii oameni, de teama coronavirusului, își acoperă gura și nasul cu accesorii de protecție și pe stradă, în aer liber. Am încercat să facem un experiment pentru a vedea câți din locuitorii raionului Nisporeni folosesc mască și mănuși. Era ora prânzului când echipa noastră de filmare a fost cu ochii pe trecători. Din zecile de oameni care au ieșit în oraș pentru anumite chestii personale, fie că aveau treabă la oficiul poștal, fie că la băncile comerciale sau la farmacii și magazine alimentare, doar o pătrime din cei pe care noi i-am surprins aveau mască de protecție și mănuși. Bărbatul din imagini se află la limita categoriei de risc. El spune că nu poartă mască pentru că nu este comod. Mă încurc de atât. Când mergeți, respirați mai greu? Respir mai greu, da. Așa e situația la mine, cu respirația. Am o boală la respirație și asta e. Respir greu, de atâta numai. Totuși, din discuția purtată cu dumnealui, bărbatul a mărturisit că are în buzunar mască, dar o folosește atunci când intră în farmacii și magazine. Este mască. Unde? O pun când mă duc într-un magazin, în spital. Și alți localnici spun că își pun masca de protecție atunci când intră în spații închise, chiar dacă nu este obligatoriu pentru raionul Nisporeni. Pentru că nu sunt într-un spațiu închis. Masca se poartă dacă ești infectat și în cazul în care ești într-un spațiu închis, atât timp cât afară, nu am nevoie. O să-mi pun că nu o să intru. Oameni? Da. O am în torbă. Sigur, vreți să vă arăt? Da, o am. Să ne convingem. O am. Este. Vă văd fără mască. A, este masca. Iată, eu dacă intră înăuntru, eu o pun. De ce o puneți numai când intrați în spații închise? Pentru că nu am nevoie acum deocamdată de dânsa. Dacă se intră înăuntru, eu o pun. Aerul e mai curat decât sub masca asta. O avem în geantă. Punem când intrăm în spațiile aglomerate. Pe stradă niciodată nu puneți. Nu, pentru că noi interacționăm direct cu oamenii. Cetățenii pe care i-am surprins fără accesoriile de protecție au invocat fel de fel de motive. Unii spun că nu cred în pandemia COVID-19 sau că masca nu-i protejează deloc. Nici nu am pus-o, nici nu o pun. De ce? Tătă că nu mă tem. Imunitatea e puternică. Măcar că sunt în stare. Eu cred că nu există. Asta e doar o politică. De atât. Și niciodată n-ați purtat. Așa, știți cum, prima când așa am înțeles, până să înțeleg asta, că e politică, i-am mai pus-o. Dar pe urmă am înțeles că asta tot e... nu e nici real. Acum, spun cinstit, nu pun nimic. Nu mă protejez nimic. Nimic. Între timp, cei care aleg să poarte mască și în aer liber susțin că așa previn riscul îmbolnăvirii. Deja pe noi, în primul rând, și părinții, iată, vrem să mergem să-i vizităm. În momentul de față, cred că e obligatoriu și ar fi bine să respectăm cu toții. Vedeți că nu știi, ești infectat, nu ești infectat, dar dacă se cere, trebuie să respectăm. Sunteți echipată cum trebuie și cu mănuși și cu mască. De ce le purtați? Pentru a ne proteja și a respecta regulile de restricție în situația de urgență. În stradă, în public, în magazine, le purtăm permanent. Cel mai bine ca să ne păzim. Paza bună trece primejderea. Trebuie să ne protejăm și pe noi și pe cei de pe împrejurul nostru. Ar fi bine de respectat, pentru că dacă ne respectăm pe noi, trebuie să respectăm și pe cei din jur. Tot depinde de la noi. Dacă noi suntem așa și cere și sănătatea, înseamnă că trebuie să urmăm așa cum cere sănătatea. Eu sunt cu operație de inimă și eu mă tem, am multe patologii și cam cu de asta și mă tem. Și normal că trebuie să respectăm reguli. Da. Toată vremea o purtăm din cauza că asta e pentru sănătatea noastră. Și trebuie să ne protejăm așa cât e situația. Pe urmă, dacă ar fi mai bine, o să fie și mai bine, fără dânsa, dar acum până când avem nevoie de dânsa. O dezinfectăm toată vremea, avem cu noi dezinfectant,
toată vremea dezinfectăm, avem mănușe, ca eu nu le-am dus de să le îmbracam, m-am coborât. Dar ne ținem de reguli. Un studiu realizat de o echipă de cercetători din Marea Britanie, Franța, Hong Kong și Finlanda arată că dacă 90% din populație ar purta mască atunci când iese din casă, noul coronavirus ar dispărea în aproximativ 50 de zile. Potrivit acestei cercetări, măștile ar fi chiar mai eficiente decât autoizolarea. Pe de altă parte, dacă doar 50% din populație ar purta mască, răspândirea virusului cu greu ar fi stopată. Se pare că acest studiu i-a convins și pe unii locuitori ai orașului Nisporeni. 90% de coronavirus ne apără masca. Da. Și dacă o să purtăm mască timp de 90 de zile toată lumea, o să dispară coronavirus. Și când o să vină tocmai la iarnă, o să fie într-o formă mai ușoară. Dar lumea trebuie să înțeleagă. Să protejeze și pe el și pe cel din fața lui. Specialiștii spun că în această perioadă masca de protecție îți poate salva viața sau o poate salva pe acelui de lângă tine. Este preferabil să optăm pentru una chirurgicală, însă dacă nu aveți, este bună și cea textilă. Important este ca masca să fie poziționată corect pe față, astfel încât să ne acopere și nasul și gura. Dacă o purtăm sub nas, atunci este inutilă. Cinci persoane au decedat din cauza COVID-19 în ultimele 24 de ore. Astfel, potrivit Ministerului Sănătății, în total, bilanțul deceselor cauzate de coronavirus în Republica Moldova ajunge la 150. Până la ora actuală, 1126 de angajați ai sistemului de sănătate au fost infectați. Totodată, 249 de pacienți se află în stare gravă. Potrivit Ministerului Sănătății, codul roșu va fi menținut și după încheierea stării de urgență. Cetățenii trebuie să respecte în continuare o serie de restricții, deoarece virusul nu va dispărea după data de 15 mai. În prezent, Ministerul elaborează un plan de combatere a infecției cu COVID-19, în care vor fi specificate măsuri atât pentru cetățeni și agenți economici, cât și pentru angajații din sistemul medical. Curtea Constituțională a declarat neconstituțional creditul de 200 de milioane de euro de la Federația Rusă. Decizia în alte curți a fost pronunțată după mai bine de 10 ore de dezbateri și vine în urma sesizărilor depuse de Promoldova, PAS și PPDA. Hotărârea este definitivă și nu poate fi atacată. Se declară neconstituționale acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Rusie privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat. Hotărârea Guvernului numărul 169 din 13 martie 2020 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului dintre Guvernul Federației Rusie și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat. Amintim că în data de 23 aprilie, Curtea Constituțională a suspendat legea privind ratificarea acordului rusesc care prevedea un împrumut pentru Republica Moldova în valoare de 200 de milioane de euro cu o rată a dobânzii de 2% anual. Un tânăr în vârstă de 23 de ani din comuna Băcioi, municipiul Chișinău, și-a omorât mama. Oamenii legii au fost alertați pentru a interveni la documentarea unui caz de violență în familie, care a avut loc într-o locuință din Băcioi. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că individul, fiind în stare de ebrietate, în urma unui conflict a agresat victima în vârstă de 43 de ani, care s-a dovedit a fi chiar mama acestuia. Tânărul i-a aplicat mai multe lovituri în regiunea capului și alte părți ale corpului, iar în urma traumelor cu care s-a ales femeia, a decedat pe loc. Suspectul a fost reținut și escortat la inspectorat pentru audieri și stabilirea tuturor circumstanțelor. Pentru ce ai fost reținut? Am lovit-o mama. Cu ce?
scaunul. Și m-a reținut azi data de 6. M-a reținut că am omorât-o pe mamă. Tânărul riscă să stea în spatele gratiilor de la 12 la 15 ani. Doi polițiști din Drochia riscă 6 ani de pușcărie pentru că au cerut mită 2000 de lei. Ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, în cooperare cu Direcția Generală Teritorială Nord a Centrului Național de Anticorupție, au deferit către Procuratura Anticorupție cauza penală de învinuire a doi angajați ai Inspectoratului de Poliție Drochia pentru trafic de influență. Aceștia au pretins prin extorcare mijloace bănești în sumă de 2000 de lei. Banii urmau a fi utilizați pentru a influența neatragerea la răspundere contravențională a unui cetățean. În baza materialelor obținute pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală. Pentru infracțiunea respectivă, bănuiții riscă amendă în mărime de la 3.000 la 4.000 unități convenționale sau închisoare de la 2 la 6 ani. Un bărbat de 49 de ani a fost găsit mort în dimineața de 8 mai în propria gospodărie. Potrivit poliției, victima avea diverse leziuni corporale. Pe corpul neînsuflețit al bărbatului au fost depistate plăci în regiunea capului. Victima locuia de una singură și făcea abuz de băuturi alcoolice. Cadavrul persoanei decedate a fost transportat la examinarea medico-legală din Călăraș. Oamenii legii au un suspect. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 55 de ani din raionul Sângerei, anterior judecat pentru infracțiuni de furt. Cei doi au consumat băuturi alcoolice. Totodată, de la persoana bănuită au fost ridicate hainele cu care a fost îmbrăcat și pe care s-au depistat pete asemănătoare cu sângele. Suspectul a refuzat să facă declarații la poliție. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Chiar dacă ne aflăm în perioada stării de urgență, la Drochia a început renovarea drumurilor. Astfel, mai multe străzi au fost plombate. Strada Vasile Alexandrei este una din ele și era într-o stare deplorabilă, ceea ce le crea neplăceri locuitorilor. E tare mult circulație, în general. Și când ploua apă, când mergeau, străcheu tăt, gard și omul, dacă era, nu se mai... Era dezastru mare, într-adevăr. Tot anul spau. Cum primăvară spa și în toamnă iar dispare. Mărg mașinile chiar pe jos mergi și te închezi de borți. Locuitorii străzii Vasile Alexandrii se bucură că anume acest drum a fost reparat, dat fiind faptul că în localitate mai multe drumuri necesită reparație. Văd că astupă borțele, îi mai pune și deasupra, cum spune, asfalt. Și așa mă gândesc eu că așa e mai bine. Toată lumea e bucuroasă. Mai ales care merg pe strada asta, stăți bucuroși. Așa e un drum frumos. Carantina a început din martie 2020, când a fost sistată activitatea tuturor structurilor. Astfel amânate au fost mai multe lucrări preconizate de către primăria orașului pentru această perioadă. Pentru că în perioada stării de urgență noi nu am putut să anunțăm nicio procedură de licitație. Au fost suspendate toate procedurile de achiziție. Respectiv, lucrările respective sunt contractate înainte de începerea perioadei de pandemie și a stării de urgență în Republica Moldova. Strada Vasile Alexandrii este plombată, partea care nu urmează să fie reparată capitala, respectiv în jurul școlii liceului teoretic Mihai Eminescu va fi reparată capital cu amenajarea parcării, cu amenajarea trotuarului pentru copii. Aceste lucrări vor fi achiziționate după data de 15 mai, când va fi ridicată starea de urgență din Republica Moldova. 11 străzi din orașul Drochia vor fi supuse reparării. Din bugetul primăriei, pentru aceste lucrări vor fi alocați 1.177.000 lei. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochia.
După mai bine de o lună, municipiul Soroca iese din regimul de carantină, iar în câteva zile și în orașul Glodeni vor fi scoase restricțiile. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale. Chiar dacă regimul de carantină este ridicat, locuitorii urmează să respecte în continuare măsurile de protecție împotriva noului coronavirus și nu au voie să se afle în grupuri mai mari de 3 persoane. Totodată vor fi reluate activitățile de comerț cu excepția pieței, iar din 15 mai va circula transportul public. Municipiul Soroca a intrat în carantină în data de 4 aprilie. Alte 7 localități din țară rămân în continuare în acest regim. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Știrile noastre le puteți urmări și pe site-ul albasat.md, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine!